Sfârșitul săptămânii trecute a fost caracterizat la Iași de o vreme blândă de toamnă, invitând ieșenii să iasă din case și să se bucure de soare în parcuri. În ultima săptămână a lunii octombrie s-au înregistrat între 16 și 20 de grade Celsius ziua și 5-8 grade Celsius noaptea, valori mai ridicate decât norma specifică a perioadei, care presupune că ar trebui să avem o temperatură de 12 grade Celsius ziua și de 3 grade Celsius noaptea. Ziua de 1 noiembrie a venit cu temperaturi de primăvară, cu 21 de grade Celsius la orele prânzului. Și sâmbătă, 2 noiembrie, temperaturile au fost plăcute, deoarece nu au scăzut sub 17 grade Celsius la Iași. Atmosfera a fost una de sărbătoare, ca și cum natura ar fi oferit un ultim cadou înainte de a se pregăti pentru iarna ce se apropie. Ținând cont de frumusețea acestei zile de toamnă, am hotărât să ieșim un pic în parc și cel mai ozonat este în parcul acesta numit al expoziției. Am întâlnire cu prietenele mele, cu care vrem să ne plimbăm un pic. Eu am venit prima, sunt mai punctuală. Și vremea cât de cât bună. Vremea este excepțională, e excepțională. E păcat să nu profităm încă de ea până când va veni viforul. Am văzut expoziția din Grădina Botanică, vremea este superbă. Sper să mai ține vremea ca să ne mai putem bucura de frumosul covor al frunzelor. Vremea frumoasă a fost un prilej de a redescoperi simpla bucurie de a fi afară, de a te reconecta cu natura și cu cei dragi, înainte ca frigul să ne închidă în case. În schimb, începând de ieri, acestea au scăzut semnificativ, în medie cu 7-8 grade Celsius, deoarece abia s-au mai atins 8-9 grade Celsius ziua. Iar noaptea, acestea au coborât spre limita de îngheț. Zilele care urmează vor fi în general frumoase ca aspect, dar răcoroase noaptea și dimineața, deoarece până joi inclusiv, noaptea, se vor înregistra temperaturi preponderent negative spre -2, -3 grade Celsius. Vremea rece se va menține cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni, apoi se va mai încălzi, dar creșterea temperaturilor va fi din ce în ce mai nesemnificativă ca valoare.